Corupția politică ucide. Au plătit zeci de milioane de euro pentru o telegondolă, telescaun și o pârtie fără zăpadă, dar spitalul județean l-au lăsat în anii 70. O mafie de ani de zile a pus stăpânire pe spital și nimeni nu a făcut nimic. De la Culiță Tărâță, Gheorghe Ștefan, până la Ionel Arsene, s-au luptat între ei pentru influența și acces la resurse. S-au turnat între ei pentru șpăgi de milioane de euro. Incendiul de la spitalul județean nu este primul din Piatra Neamț care ridică semne de întrebare. Aceleași interese politice au distrus și piața centrală. PSD, PDL, UNPR, PNL, Pro-România. Toate partidele s-au luptat până când oamenii au murit arși de vii. Legăturile din trecut dintre Culiță Tărâță, Ilie Sârbu, Liviu Harbu și Victor Ponta, candidatura Elenei Udrea la Neamț, apropierea lui Gheorghe Ștefan de Traian Băsescu și vacanțele lui Arsene cu Dragnea. Aceasta este imaginea unui județ răpus de o mare tragedie. 10 morți și 8 răniți. Cine e de vină? Aflați dezvăluiri senzaționale la Culisele statului paralel de la ora 18 cu Anca Alexandrescu.